Viața Buzăului apare mâine la chioșcuri. Cititorii de presă vor găsi în cele 20 de pagini ale ediției anchete, dezvăluiri și informații locale. Secretarul Nedelcu propune lucruri trăznite. O situație cel puțin ciudată ar putea să apară la procesul în care primarul Constantin Boșcodeală va fi judecat pentru 3 infracțiuni de abuz în serviciu, în dosarul Gloria, instrumentat de DNA. Despre ce este vorba, citiți pe prima pagină. Viața Buzăului semnalează focarul de infecție creat de oamenii străzi în crâng. Din paginile acestei ediții aflați de ce târgul auto de pe trotoarele buzoiene este un fenomen greu de stăvilit, când va avea loc bursa locurilor de muncă pentru absolvenți și când vor sosi rechizitele pentru elevii nevoiași. Vizita principelui Radu este prezentată pe larg în articolul Pledoarie regală pentru lectură. Dintre titlurile ediției mai amintim încă o amânare în cazul profesorului Petrișan și proteste în sănătate. Din știrile sportive aflați ce spune antrenorul Gloriei despre meciul de la Rapid și cel din cupă cu surpriza Ligii 1 FC Botoșani. Viața Buzăului publică articole de medicină naturistă, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.